22 la 10 21 pentru a participa la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Borgești. Înainte de a începe ședința, vă rugăm să supunem la vot procesele verbale de la ședințele anterioare, respectiv ședința ordinară din 27.09.2021. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Nu am lăsat acest lucru. Împotriva, ține. Apoi ședința extraordinară din data de 6.10.2021. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Vă mulțumesc, domnilor consilieri. Citim proiectele de pe ordinea de zi de astăzi. La numărul 1 avem proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 27 din 30.06.2020 și HCL numărul 31 din 17.07.2020 privind participarea Comunei Borgești la programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizarea sistemului de iluminat public și în creșterea eficienței energetice a porților de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din Comuna Borgești de Bacău, inițiator doamna primar Temelonița Adrian. La punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind proiectul de aprobarea proiectului execuție puț forat Căminul Cultural de Cățov, Comuna Borgești de Bacău, inițiator doamna primar Temelonița Adriana. La punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului reabilitare pod peste părul Răcătău, Comuna Borgești de Bacău. La punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 33 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei Comunei Borgești, județul Bacău, cât și a consilierilor locali, care se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2021, în conformitate cu dispozițiile legii cadru numărul 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. La punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local la data de 29.10.2021. Menționez că la punctul numărul 4, am uitat să vă spun, este inițiator domnul viceprimar Călimar Marcel. La punctul numărul 5, inițiator doamna primar Tania Dumitru Adrian. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului achizițiilor publice pentru anul 2021, capitolul A, investiții și C, servicii. Inițiator doamna primar Dumitru Adriana. Iar la punctul numărul 6 avem întrebări și interpelări. Supunem la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul Dămă, că am văzut. Și acum am suplimentare. Din câte am înțeles, se impune amendarea a două puncte de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre numărul 3 de pe ordinea de zi. Nu, puneți la vot suplimentare la ordinea de zi acum, că există o sugestie suplimentare cu patru proiecte de hotărâre. Asta care le-am primit, că nu le are eu. Dacă permite domnul președinte, dau eu citire. Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri. Proiectul de hotărâri privind acordarea dreptului de uz și servitute către SECE de Graz asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public. Este vorba de extinderea rețelelor electrice pentru pentru localitatea Bazga, strada George Coșbuc. Se propune acordarea dreptului de uz pentru o suprafață de 7,20 metri pătrați cu titlul general, pentru că această suprafață va fi ocupată de către stâlpi, și acordarea unui drept de uz temporar pentru suprafața de 5792,80 metri pătrați. Aceea este zonă pentru organizare de șantier care va fi eliberată la sfârșitul lucrărilor. Este pentru cele două, știți că a fost faza 3 faze. Da. Una, strada principală în Sohodor cu celelalte străduțe, faza 2, strada nouă, strada aceea Pârâul Ureci, state, și faza 3 pe Bazga Colbu. Dacă știți că am spus că o să vină unul după altul, deci dacă la ședința trecută am avut faza 1 cu strada principală, acum deja am primit aprobare pentru fazele 2 și 3 și, cum am zis, vrem să le legăm una de cealaltă.
De asemenea, este vorba de proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz tot către Delgaz Grid. Este vorba de faza, v-am citit prima dată faza 3, faza a doua, privind extinderea rețelei electrice în localitatea Sohodor, zona străzilor Acusului, Tasinului, Teiului și Strada Nouă. Suprafața ocupată de stâlp va fi de 60 de metri pătrați, suprafața pentru organizare de șantier de 4540 de metri pătrați. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și de vizul general estimativ pentru obiectivul înființare sistem integrat de apă canal cu rețea de canalizare cu stații de epurare Comuna Hodrăie, județul Bacău. Și proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul demolare și construire pod peste părul Răcătău, Comuna Hodrăie, județul Bacău. Proiectele nu veneam, pentru cei care le-ați văzut, proiectele nu veneam citite în ordine. Ăsta ar fi primul proiect, deci cel cu podul, primul proiect. Cel cu alimentarea apă canal al doilea. Al treilea este cel pentru extinderea, faza a doua pentru Sohodor. Și cel din urmă proiect este cel pentru extinderea zona Bazna. Mulțumesc, domnul secretar. Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele patru proiecte de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Deci avem 14 voturi pentru și o abținere, domnul Dămu. Da? Cu mențiunea că în ședințele de comisie au fost prezentate aceste proiecte la suplimentare. Asta am să punem la spre dezbatere, ulterior dezbatere inițială. Da, acum, deci, supunem spre amendare proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi. Nu, le discutăm și amendamentele propuse. Deci, începem cu proiectul numărul 1, de pe ordinea de zi. La proiectul numărul 1 avem proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 27 din 30.06.2020 și HCL numărul 31 din 17.07.2020 privind participarea Comunei Hodrăiești la programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice, a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice, infrastructura de iluminat public din Comuna Hodrăie, județul Bacău. Doamna primar. Domnilor consilieri, știți foarte bine despre acest proiect. Suntem în curs de finalizare, urmează să începem procedura de achiziție pentru a fi achiziționat de către un executant această lucrare și să sperăm cât mai curând să facem această modernizare. Sunt noi indicatori, știți că s-au mai mult prețuri, aceasta este. Mulțumesc, doamna primar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Dămău, rog. E ok, dar în calitatea directivă nu trebuie să sperăm, trebuie să umblăm cu certitudine. Acest proiect trebuie să facă cât mai repede și atunci termen clar. Nu lucrăm peste rar. Atât, mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Dămău. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi? Dacă nu dorește, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci avem 15 voturi pentru, da? N-am vrut la prevențare, dar am zis că eram pentru că știți că o procedură de licitație înseamnă inclusiv riscul de a se contesta. Deci dacă nu sunt contestații, durează puțin. Dacă sunt contestații, ceea ce nu ține nici de mine, nici de cel care licitează și ar câștiga. Și dar nu vrem să fim hotărâți, găsim la orice cuvânt o exemplu. Ia să nu mai sperați acum. Nu o să mai sperați. Trecem la proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului execuție puț forat, căminul cultural Răcătău, Comuna Hodrăie, județul Bacău. Domnilor consilieri, după cum știți, majoritatea care ați avut nevoie de căminul cultural de la Răcătău nu este sursă de apă și inclusiv toaletele tot s-au deteriorat și vasele de toaletă, tot. Deci, și am zis că s-ar merita această investiție. Acum, hai că este pandemia, dar totuși au fost închiriate și astă vară și au stat oameni la putere asta și am zis, dacă tot este posibilitatea și să facem un puț forat acolo, o să fie în interiorul
căminului, nu în interiorul căminului, în curții căminului, deci acel fund forat. Și o să vedeți sau ați văzut deja că la buget, la rectificare și sunt prinse ca să facem și instalațiile sanitare. Eu am gândit că e foarte bine să facem acel fund forat ca să aibă căminul apă, pentru că e căminul cultural al comunei. Nu deservește numai satele Răcătău, Vasca și Recea. Și Recea, că și Recea merg acolo. Tot e căminul cultural al comunei. La Borgești sunt solicitări. Exact. Vă mulțumesc, doamna primar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Democ. Aveți cuvântul, vă rog. Sunt de acord, este bună comunică să investiți, dar toți am mai pus frică, când am mai pus câte o pompă, să dai 10.000 de euro pentru o astfel de investiție, este enorm. Numai pompa aia, dacă vă uitați, e costă de 5 ori, mai mult decât 5-6 ori, mai mult decât este prețul ei în piață. Fișa tehnică nu este pusă, dacă tot s-a prezentat acest devet, ca să zici fișa tehnică a produsului. Dar la o simplă căutare pe Google, găsim aceeași pompă la un preț de 5-6, poate chiar 7 ori mai mic. Facem lucruri, dar le facem la prețuri supraevaluate și, după păcate, nu facem decât să prejudicem bugetul și am mai putea să facem și altfel cu acești bani. Și tocmai de asta m-am abținut și la ordinea de zi, pentru că se supun la vot niște proiecte, acum și puțul și podul, dar ele n-au fost aprobate în lista de investiții anului, deci pe anul acesta. Noi aprobăm ulterior după ce aprobăm proiectele astea, ceea ce mi se pare în regulă. Dar, așa se lucrează la noi. Au fost deja plătite și pe SICAP, și cu consultanță, și la unele și la altele, fără ca noi, Consiliul Local, să ne dăm aprobarea pentru aceste proiecte. Deci mă abțin din punct de vedere al legalității proiectului, nu din punct de vedere al necesității. Mulțumesc. Ca răspuns, suma, exact cum a mai fost situația, este prinsă pentru că știi și noastră când se forează, nu poți să știi, poți să dai de apă la 20 de metri, poți să dai de apă la 60 de metri. Deci chiar așa a zis și puțul face, cel care a făcut puțul și la grădinița Răcătău, e aceeași până când ne-am găsit, inclusiv am vorbit cu cei care stăt în Soodor. Deci nu s-a găsit la vestea această firmă. Și e cea care a făcut puțul forat și la grădinița Răcătău, după cum am mai spus, iar ca sumă am prins o sumă, dar o să vedeți că dacă aici, să zicem, această sumă este pentru 50 de metri la forat și o să fie la 30, o să vin și să vă arăt că prețul nu este acesta, adică noi nu plătim ce este aici, cum s-a întâmplat și la alte obiective, mi-a fost prinsă sumă și banii au rămas. Ați zis și am luat și am folosit în altă parte, să se înțeleagă. Deci asta au zis. Există și știm foarte bine, poți să forezi la 20 sau poți să forezi la 40. Și normal că prețurile sunt alte. Ca să fi spus că la 20 și apoi să venim în fața noastră să suplimentăm, nu era cazul. Banii nu pleacă nicăieri dacă nu o să se foreze la 20 sau foreze la 40 și la 20, ca să știm. Iar ca preț la pompă, dacă n-ați văzut că ce fel de pompă, nu știu cum ați zis, de 6-7 ori. Este normal că prețul la pompă, gândesc logic, este mai mare decât, dar nu cu de 7-8 ori, cum ați zis asta, decât ar fi dacă l-ați cumpărat, pentru că merge printr-o societate. Deci societatea aia nu se duce să achiziționeze acea pompă de dragul ca să nu se dă, dar nu e 7-8 ori. Pentru că nici într-un caz nu s-ar întâmpla așa și e firma care a făcut așa, știți că am avut bănuiel cu aceeași firmă care a lucrat și la toaletele de la grădinița de la Horgești, da? Unde Terdezom, unde știți cine lucrează sau lucra, au fost acolo și s-au ocupat și a pus curtea de conturi problemă că acea jos, când s-a turnat șapă, ar fi, dacă aș fost turnată cu foiță de aur. Deci asta au fost discuțiile. Nu sunt mai mari, nu e niciun interes decât să se facă lucrarea, ca să știți, domnule. Așa, să ne prezintă, am zis o da. Vă mulțumesc, doamna primar. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la punctul numărul 2 de pe ordinea de zi. Dacă nu mai dorește nimeni, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abține de la domnul Dar. Trecem la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului de abilitare pod peste râul Răcătău, cum a Horgești de Țivacău. Aici vin cu amendamentul că în mod eronat a fost trecut reabilitare pod, este demolare și construire pod, pentru că acel pod trebuie demolat și construit altul nou, așa cum se
cum este prezent bine, o să se termine evaluarea și o să se vadă, dar pe aceasta am mers și când a venit comisia de la ISU, că trebuie demolat și construit altul. Am fost întrebată într-o comisie dacă construirea se face pe același loc. Nu. Când o să se facă proiectul, nu e ceva sigur. Se poate face în același loc sau mai sus sau mai jos, în funcție de cum se vede că e terenul prielnic pentru a fi făcut acel pod. Vă mulțumesc, doamna primar. Nu mai două secunde, domnul Bogos. Deci, supunem la vot amendamentul doamnei primar. Modificarea denumirii. Da, în demolare și construire. Deci în loc de reabilitare pod, o să fie demolare și construire. Cine este pentru? Domnul Dămuc, am văzut că l-ați înțeles? Nu știu ce supuneți la proiectul sau amendamentul? Nu, amendamentul. Cu modificarea denumirii. Ai, ok. Deci avem... Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci avem acest procedat pentru amendament, da? Dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul Boboc, am văzut că vrea să spună ceva. Domnule consilier, toată cinstea pentru cei care se îngrijesc de sabele Dumnezei consilier. E bine. Da. Având în vedere că aici la Orgeș mai e un pod care duce tot așa pe tarale oameni. Și normal ăsta ar fi trebuit făcut, că era mai bun decât celălalt. Așa, în sat la Orgeș, știi că se construiesc două poduri, unul am înțeles că o costa 2 miliarde, ăsta la 4 miliarde o să coste... Milioane, da. Ăsta la, la noi, la Sohodor, avem și noi acolo. Noi suntem, am rămas singura localitate, Sohodorul, care nu avem acces dincolo peste Pârâu, că nu s-a îngrijit nimeni niciodată dintre toți primarii ăștia, ca să avem și noi un drum de acces. De-aia nu mai au putut să oamenii animali, o vacă, să ducă și ei la Islas, s-au congestionat, s-au făcut multe. Al doi nevoie să mai aducă nimeni. Problema e că în grija doamnei primar, a celor cine îi conduc, trebuia să fie și problema asta, domnule, că avem și noi nevoie cei de la Sohodor de un pod. Acum, cine știe când se va ieri ocazia ca să avem și noi? Pai că e cu fondul europenii, dar având în vedere că s-a luat că fonduri pentru podul ăsta, nu știu câte fonduri o să mai luați în comuna noastră ca să putem să avem și noi un pod. Dintre câte știu eu, avem un drum care duce până la Pârâu acolo. E tot... pregătit și plătit de primăria noastră, luată la domnul Țurcan, care are un drum care duce până la Malul Pârâu. Numai n-avem pod de acolo peste el. De ce nu se are în vedere și grija asta, ca cei care ne conduc să facă și pentru noi? Ne tot aruncă cu praf în ochi, cu școala de la Sohodor, școala de la Sohodor, face școală de 20 de ani, ne amețe, nu mai trebuie nici școală. E gata școala? Așa că, dom'le, nu știu eu cât de bine sunt informat, așa, ca să nu fiu contrazis, dar trebuie cineva de aici să se grijească și de problema noastră din la Sohodor. Dacă vă pot trece... spune, vă contrazic, încerc să vă spun de ce nu s-a putut un pic, doamna. Ca să ne ducem și noi pistii, putem trebuie să luăm pe la Borgești aici. S-a făcut cineva un pod de lemn acolo. Nu sigur dacă nu se duce cu o remorcă cu un tractor. Da, dar dumneavoastră mai puteți să spuneți de aici că dacă vă spun de ce nu s-a putut trece și că nu se poate pune acest proiect, atunci nu mai are rost să facem asta. Voi și vă arăt că nu aruncăm praful noi conducerea și nici nu suntem rău intenționați pentru Sohodor. Îmi permite să vă spun de ce nu s-a avut în vedere la Sohodor, pentru că acel drum de care spuneți nu este prins în PUC. Nu există drum acolo, este făcut, este teren agricol, tocmai că în punctul actual pe care acum urmează să-l facem, știți că s-a aprobat, îl prindem ca drum. Atâta timp cât nu este prins, e teren agricol. Acolo știți că nu exista drumul respectiv. Deci nu s-a putut lua ca proiect, pentru că atunci când depui un proiect pentru un pod, trebuie să arăți drumul. Nu există drum în punct acolo, la Sohodor. Urmează ca în pugul care urmează să fie aprobat să fie trecută zona aceea ca drum. Ca să știți motivul. Deci nu era intenție. Să încercați să mă lămuriți. Păi, eu eram cu drumul. Eu aș fi vrut să vă lămuresc, am auzit discuția și aș vrea să mă lămuresc înainte de ședință.
Dar atunci nu mai puteați să arătați, să spuneți, să vadă oamenii că totuși sunteți pentru Sodor și dacă aș fi spus atunci nu mai veneați acum cu nicio discuție și am lăsat totuși să vă să prezentați și ca să vă spun că nu era voință, pur și simplu... Nu ați ales primarul comunei și... Tocmai. Păi, vedeți? Deci nu este... Nu și asta se poate... Văd că doamna primar... Suntem pasați noi ăștia de la Tudor, așa cum Luca zică... Ia spuneți, extinderea rețea unde se face, domnul? Pasa media de la Rădătăul la Orge, de la Galera... Ia spuneți, care sunteți pasați? Cred că și ca număr de consilier sunteți mai mulți din Săhodor, inclusiv pe Revisat. Uite la nume, nu pot, doamnă, nu pot, cinci. Ia spuneți, dați-mi un exemplu cu pasare, vă rog. Colegii mei... Dați-mi un exemplu de pasare. Poftim? Dați-mi un exemplu de pasare. De exemplu, extinderea rețea se face pe Săhodor, nu se face pe Răcătău. Dau exemplu așa. S-a prins doar acest cămin la Răcătău. Toată stima, stimată doamnă. Ceva ce nu s-a făcut de ani de zile, încercați dumneavoastră să remediați problema. Aici ați vinovați mult, doamnă, de ani de zile. Nu au făcut nimic la Săhodor, da, cu extinderitoare. Hai ca să nu mai arătăm pisica. Deci nu se facă nimic, dar o să vedeți că prindem bine, stimate doamne, bine. Eu nu sunt așa de mulțumit cu răspunsul, dar să sperăm. Cu speranța mare uite. Vă mulțumesc, domnul Băboc. De exemplu, mai întâmpinăm o problemă acolo la școală, dacă ați văzut și aș fi vrut în calitate de consilier să observați treaba asta, că sau a pus cineva lângă școală, a fost bolțat, s-a apucat de casă. Asta nu neapărat să opriți noastră, dar putea să și să-i dați în calitate de consilier. Avem viceprimar aici, nu știu. Dar zic, adică cum ați văzut cu drumul, putea să veniți în plus și cu asta. Că noi normal că am venit și am vorbit că nu se poate construi, am arătat că nu este zonă construibilă acolo lângă școală, conform fungului vechi. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la proiectul numărul 3 pe ordine de pregătire de zi. Domnul Bermos. Bun. Deci, în primul rând, înțelegem că acest proiect dorește a fi implementat prin programul, prin noul fostul PNL, noul Angel Salini, denumit așa de actualul guvern. Eu m-am uitat, nu știu, doamna primar, de săptămâna trecută, de luna trecută până acum, ați citit strategia de dezvoltare a comunei? Ați reușit să o citiți? Treceți peste. Vă întreb, pentru că în această strategie... N-ați aflat pe Facebook, nu vă pot spune aici. Așteptați să vă dau răspunsul pe Facebook dacă am citit. Nu este pe Instagram, adică, păi... Consilierii locale, deci, luna trecută, s-au aprobat strategia de dezvoltare. În această strategie specifică foarte clar ce investiții se doresc ca să se face în următorii ani în Comuna Horgești. Nu se pomenea absolut nimic despre reabilitare pod. Se pomenea că vom consolida versanții și nu văd proiect de consolidare versanți. Se spunea că o să facem groapă de gunoi ecologică, nu văd groapă de gunoi ecologică. Investim în echipa de fotbal a comunei, nu avem echipă de fotbal a comunei. Strategie pe câțiva ani. Ca să vă spun. Păi tocmai pe câțiva ani și nu specifică nimic despre nicio investiție din Comuna Horgești pe care normal trebuie să facă. Nu înseamnă că, am zis și atunci, că nu înseamnă că dacă se impune un alt proiect, nu putem să intrăm cu alt proiect din cauza că nu e trecut, da? Deci am zis de așa încă a trecut. Bun. Haide, bun. Mai... Ați promis asfalt. Ați promis gaze naturale. De ce nu depuneți astfel de proiecte pe aniversarii? Știți foarte bine de ce. Da? Că s-a zis și în ședința trecută. Te nu vreau să repet, doar că veniți cu aceeași... Aveți așa, știți, un motoraș și dați drumul și la aceeași... La toate ședințe... Nu mai trebuie să mă lăsați să termin, pentru că... Păi, era întrebare. Este evident că nu aveți nicio minimă strategie de dezvoltare a acestei comunități. Și acum a spus și domnul Bobo. Bun, s-a făcut podul ăsta aici. El era util. Dar acum... Nu știu dacă e un kilometru între ele, deci îl face și pe celălalt la fel. Era mult mai important, de punctul meu de vedere, de făcut inițial. Așa ar fi trebuit gândit. Aici trebuia poate făcut o investiție mai mică. Am investit aici 20 de miliarde, venim aici și cerem acum 40 de miliarde de la... Spuneți că sunt bani de la stat. Care e logica? Deci... Veniți cu alt proiect, cu alt pod. De ce la pică pe Săhodor? Domnul, dar faceți discuție, v-ați ca să discutați? Studiul de fazabilitate pe care de la podul de la Zodia care a fost făcut, specifică că trec zilnic 270 de mașini pe acel pod.
Să le arătați și mie cele 270 de autovehicule care trec. Dacă stați acolo aici, o să vin și vi le arăt. Dar nu mai trebuie și mai vorbim. Voi vorbiți de întrebată și vorbiți numai prostii. Eu vă spun ce am văzut scris, ce s-a scris negru pe alb, în baza a ce ați luat dumneavoastră. Atunci cât vorbiți, ies puțin cam puțin treabă ca să nu vă mai spun prostii. Da, foarte frumos. Acum vorbești pe televizor. Cum da, spune domnul viceprimar, dar și el este autoritate în acest. Ce vreau să trag semnalul de alarmă ăsta este, s-a făcut deviz pentru 4 milioane de lei. Din ce se aude, din ce s-a... Cam fiecare oate, aceasta va fi suma pe care o va primi, 4 milioane. Surprinzător, exact atâta s-a ajuns să fie devizul acestui pod. Deci altă investiție nu vom mai avea făcută prin acest program și, din câte am înțeles, de 6 ani de zile nu va mai exista un astfel de program de investiții. Despre asta vorbim. Să mai zic faptul că deja a fost pe 26 octombrie a fost deja făcută achiziție pe SICA pentru documente DALI, de nou, deci înainte de ca noi să aprobăm în Consiliul Local aceste lucruri. Asta este modul de lucru, asta este strategia de dezvoltare, dar nu e în regulă ce se întâmplă. Da, dacă s-au votat progestinii, asta au. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva, domnul Dodorică vrea să vorbim. Domnilor, cu privire la modul ăsta, pe sigurul la Cătău. Unde dacă e, nu mai este funcționabil, trebuie reabilitat sau refăcut de două, trei, așa, făcut. Și mai batim apa în chiu, că numai la urgență să faci. Țin eu minte că prima dată când acum 3 ani, 4 ani, când am propus pentru drumul peste Pârău acolo să facă și la noi un pot, nu o sări nimeni în sus. Era primarul de altă lecție. Acum sărim că, deși nu faci nici joc, acolo trebuie cumpărat teren peste Pârău acolo. Cine-ți dă voie să faci pot și să treci prin bucata lui? Eu atunci am propus. E pământul Boboc. Răposatul, ei, familia acolo. Am propus să dea niște bani și cutare, așa ca să faci treacă cu animalii, islazul ăla acolo, mă rog, pentru animalii. Nu s-a luat în considerație nimic, dar nu o sări nimeni în sus. Nu sări. Trebuie și acolo la noi, dar trebuie în așa fel cu proprietarul care este acolo, înțeles, să iese 2-3 metri, 4 metri lățime acolo, să meargă și un utilaj și animalul. Trebuie făcut, asta e important. Da, trebuie făcut cu proprietarul, să înțeles cât ceri pe terenul ăla, că nu, degeaba nu îl dă nimeni acum, că tot s-a învățat cu banul, asta e treaba. Trebuie proiecte făcute și pentru astea, că sunt necesare. Pot să răspund eu pentru domnul ăla? Dar, domnul președinte, doar două probleme. Da, domnul. Domnul Dudulic, ați terminat cuvântul? Da, da. Mulțumesc. Domnul... Deci, în legătură cu podul ăsta, podul de piatră, ca să-i zicem așa, au fost discuții cu consilierii mai vechi, știu, de în 2010. Când am mers, am studiat trecerea peste podul ăsta să facă asfalt până la Mărăscu, pășuni, chestii, nu știu ce, o căzut. Nimeni nu zis că nu trebuie făcut și domnul Boboc era consilier și atunci la Sohodor. Dacă punem problema că Sohodorul nu se face, n-are pe unde să treacă și nu. Domnule, satul Sohodor acum e vecin de la ultima casă și până la pod 500 de metri, cred că. Deci, mai mare problemă, că e tot de Sohodor, putem să-i zicem că aparține. Asta una. Al doilea. Mă uimește ideea domnului consilier Dămor, faptul că s-au pus că 200 de mașini trebuie să treacă peste podul ăsta de la Zodian și s-au făcut și nu trec 200. Trec numai 100 sau trec numai 50 sau 20 de mașini. Posibil, nu? Sau niciun. E suficient? Odată să ai nevoie să treci dincolo cu o mașină mare și să n-ai pe unde, cu o singură mașină să treacă pe tarla podul ăsta și cu altul, poate nu știți, aproape 1000 de hectare de teren deservite de astea două poduri. Tu dacă luăm tuma de la Iapa, de la Nănești și ajungem până la Tolocuț, până acolo, sunt aproape 1000 de hectare de teren care sunt deservite.
cu ce ar deranja faptul dacă ar mai fi în cumpăr? Sau, mi-aduc aminte de o glumă, domnule, oamenii au făcut într-un sat o cerere să se asfalteze drumul spre cimitir. Uite, domnule primar, că numai în săptămâna asta au murit 7 oameni. Primarul a pus și a aprobat. Se aprobă, dar se moară în fiecare săptămână câte 7. Deci, noi rămâni, îi scădem că numai e Vasile care era neam cu mine? Eu nu cred. Noi aprobăm funcțiile domnilor consilieri. Aprobăm funcțiile și retribuirea funcțiilor respective. Noi azi e primar, timpia mâine nu mai este stabilit prin lege sau la viceprimar. Eu n-am înțeles, dar dacă ei au considerat că nu trebuie să participe, este problema lor. Este problema lor, iar noi n-avem decât să dezbatem aici și să spunem, doamne, nu suntem mulțumiți, cu, nu-i corect să ne dea 10% din indemnizația primarului și să ne dea numai 2%. Să începem cu treburile astea, dacă tot ne ținem așa din mult. Chiar vă rog să supuneți acest amendament. Nu. Eu am zis, putem să începem cu discuțiile astea. Pentru că o să începem pentru un punct procentual sau nu știu cât s-o dat acolo și întrebăm de ce Vasile care ne-am cu Gheorghe are atâta. Pentru asta îi faceți. Nu, ăla este astăzi, mâine poate să nu mai fie. Să fie clar treaba asta și să terminăm odată cu conflictele astea de interese și cu ideile când băgăm și îmbogățăm pe unii. Conflictul de interese tocmai se preferă la persoană, nu la funcție. Păi da, domnule! Pentru că acum n-ar mai fi conflict, n-ar mai... Dar eu ce-am spus? Adică să referă. Adică că doamna Luminița este astăzi primar și mâine nu mai, nu mai este și noi decidim pentru funcții. Noi decidim pentru persoană. Nu ar mai fi conflict de interese dacă n-ar fi pe persoană. Nu, domnișoară. Dacă vreți, dacă vreți să facem teoria legii, în momentul în care o autoritate semnează un act pentru o persoană care este un grad de rudenie până la, nu știu, gradul 2 sau nu știu cât, ăla este conflict de interese. Dacă eu, ca primar, semnez un act, ne angajez copilul pe funcția de, ăsta este un act de autoritate și este conflict de interese. Dar dacă soțul lui doamna sau fata lui domnul sau fratele lui domnul sunt funcționari aici, ocupă postul de, nu știu ce, referent sau nu știu ce, eu aprob pentru toți referenții de același grad un indice de salarizare. Aprob pentru toți consilierii de același grad un indice de salarizare. Okay. Și pentru toți consilierii. Deci, din punctul... Nu se invit. Dacă ei nu vor să participe, este cu tot acolo. Eu am întrebări strict pe proiect. Deja cu ei adresez. Deci nu s-a scris nimeni la comisie. Nu, eu am zis că trebuie discutat proiectul de hotărâre și s-a tot. Cine o să uite la ce să zice, domnule, când te duce să ceartă ăsta cu oameni, nu știu despre ce e vorba. Citiți despre ce e vorba și după aia eu vreau să adresez întrebări punctuale pe proiect. Și să spuneți cu ei să le adresez. Eu nu vreau să-mi răspund. Da, ține. Pentru că inclusiv el este afectat de această hotărâre. Păi nu, tocmai eu vă spun, eu n-am avut intenții și chiar acum și după aia nu mai intervin. Vreau să precizez un lucru. Nu am avut intenție să susțin proiectul, pentru că nu am nici dreptul legal. Intenția mea a fost doar să vă aduc la cunoștință faptul că eu am formulat un referat prin care am adus la cunoștință o situație de fapt. În baza referatului meu, inițiatorul a depus un amendament înscris, așa cum prevede inclusiv regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Acest amendament urmează a fi supus la vot. Ăsta este amendamentul care l-ați primit fiecare dintre dumneavoastră cu acea modificare de dată. Altceva, eu nu stau și nu susțin proiectul de hotărâre că nu sunt inițiator. Pot să, eventual, dacă există o neclaritate tehnică și dumneavoastră puneți o întrebare, eu pot să vă răspund dacă sunt în măsură să o fac. Atât am văzut. Vă mulțumesc, domnul secretar. Dau citire din nou proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 33 din 31-7-2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei Vârjești, județul Bacău și al consilierilor locali care se aplică începând cu data din 1 noiembrie 2021 în conformitate și cu dispozițiile legii cadru numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Deci,
cine este inițiator? Inițiator, doamna primar Temer, nu înțelege. Da, domnul primar, inițiator, mă scuzați, inițiator, domnul viceprimar Felimar Marcel. Nu, prietenul. Și acum să spune, dau cuvântul inițiatorului acestui proiect. Așa, textual, așa urmează. Și acum rugăm inițiatorul să ne prezinte proiectul și ceea ce a stat la bază, ceea ce l-a determinat, când orice proiect de hotărâre vine numai unei nevoi, unei solicitări. Așa cum prevede și articolul pe care l-a menționat în acest, și anume, că acest proiect trebuie să stabilească după consultarea organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau în fața reprezentanților salariaților. Aș vrea să văd și eu acest proces verbal sau modul cum domnul viceprimar Călimar a discutat cu salariații nemulțumiți, că bănuiesc că sunt salariații nemulțumiți de salari, și vedem, a existat o justificare, nu? Cineva l-a determinat să depună acest proiect de hotărâre pentru că lumea e nemulțumită și a amenințat cu demisia că pleacă din primăria Burgești când are salari suficient. Și eu vreau ca domnul viceprimar să îi spună aceste lucruri. Înainte de a chema, dacă îi dați cuvântul acum asupra proiectului. Da, de hotărâre. După coeficienții care sunt acolo, nu ne putem da seama decât motogrosul, mulțum coeficienții ăștia cu salariul minim brut pe țară, că așa și scrie acolo. Eu am văzut că marea majoritate a coeficienților, în special pentru referent și pentru consilierii asistenți și principali, coeficienții se învârt în jurul cifrei 2, 2 și ceva, până în 2. Domnilor consilieri, eu am lucrat la primărie 40 de ani, nu vreau ca să mă laud acum, cu salarii aproape de mizerie comparativ cu perioada în care ne aflăm. Dar așa au fost legile și nu sare nimeni în sus, pentru că un loc de muncă este greu de găsit într-o localitate, într-o comună. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Și dumneavoastră care sunteți și veniți din mediul privat, știți, bănuiesc treaba asta foarte bine. Domnule, nu vei avea lucrători buni, funcționari buni, dacă nu-i plătești. Deci nu vei avea. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că funcționarul trebuie să vie cu tragere de inimă la servici, nu să vină, băi, dacă ești așa pentru banii care mi-i dă, și mare lucru fac. Obligația funcționarului este să știe că este plătit din bani publici de cetățeni și este la dispoziția cetățeanului, nu cetățeanul este la dispoziția lui. Pentru că se mai întâmplă, până ajunge într-o funcție sau până ajunge funcționar, merge ca mielușelul și mai ales în funcțiile alese. După ce ajung, trebuie să stai cu pălăria în mână în fața funcționarului sau demnitarului care a fost ales. Deci, eu cred, din punctul meu de vedere, că ideea majorării, dar nu sume, cred că chiar așa de mari din față de... Probabil se ridică la cel puțin 3-400 de lei net bănuiesc pentru fiecare, sau nici măcar atât. Așa, a fost și faptul că un referent la registrul agricol era cu unul și ceva un pic mai mult decât muncitorul. Eu mi-ai dat ceva bani. Știți cam ce ar trebui să facă sau care este activitatea agentului agricol? Dacă vreți să o aflați, puteți să-l întrebați sau să vă uitați pe fișa postului. Bănuiesc că sunt atribuțiile date. Ăla de la registratură, oricare, casierii și așa mai departe, au atribuții și se ocupă de gestionarea întregii activități a administrației publice locale. Veniți și ziceți, nu cred că a făcut proiectul de hotărâre X sau Y. Credeți-mă că în cei câțiva ani care i-am făcut, niciun primar n-a scris un proiect de hotărâre de la A la Z și nici nu este obligat primarul să-l facă de la A la Z cu virgulă și cu punct cu articole. El trebuie să vină cu inițiativa și dacă vă uitați în lege și consilierul are dreptul, iar redactarea proiectului de hotărâre se face cu sprijinul secretarului Unității Administrative Teritoriale care își avizează de legalitate. Pentru că ar însemna să facă un proiect aiurea bine, ideea să o aibă și să nu-ți încadrează în articole, în fraze și așa mai departe, când trebuie să-l trimită înapoi și nici în 3 luni de zile să nu facă un proiect dacă vrea să facă ceva bun. Consider că nu au fost aici idei, domnule, să-i dăm lucruri tare, că-i nepot, că-i cuscru, că-i cumnat și așa mai departe. Într-adevăr, sunt niște în primărie
niște funcționari sau funcționari contractuali care au anumite grade de rudenii. Dar astea sunt nu de acum, nu de astăzi. Sunt de mult. Din legislatura trecută, dacă nu ne înșelăm. Și dacă mi-amintesc bine. Eu consider că proiectul de hotărâre ar trebui aprobat, mai ales că am văzut acolo că spune, doamne, dispunem de fondurile necesare la buget pentru așa ceva. Dacă dumneavoastră știți alt mod de a-l stimula pe funcționar și pe funcționarul contractual ca să fie un model de funcționar și să-l tragă inima și nu să stie numai 8 ore. De am venit la 8, mă uit de la ceasul atât până este până la 4. Să-și facă toată treaba care o are, poftim, n-aveți decât să nu susțineți proiectul de hotărâri și să-l respingeți. Vă mulțumesc, domnul secretar, domnul Boc. Domnule consilier, eu n-am vrea să-l contrazic pe domnul de Boc, pentru că domnul de Boc e pregătit pe linia asta, e economist și noi avem mai puțin studii pe linia asta. Dar părerea mea aș putea să mi-o spun. Spune, părerea mea este ca să dăm drumul acestui proiect. Pentru că oamenii ăștia care s-au angajat aici, la primărie, nu o să așa de mari salariile. Și ei sunt amabili, își fac treaba lor. Doar nu se pune la crăpat cioate, la crăpat lemne acum aici, în primărie, ca să stoarcem sudoarea de pe ei. Mă gândesc dacă nu sunt și alte interese pe care eu nu le înțeleg, nu le cunosc. Hai să dăm drumul la proiectul ăsta, că e bine, bine. Nu e un salariu mare, peste tot, e lipsă de bani. Chiar dacă li s-ar mări cu procentul ăsta care e scris în proiectul ăsta de hotărârii, noi sunt niște sume colosale care nu știu ce să facă ăsta cu banii să se facă mari. Spuneți, domnul Boboc, nu s-ar mări și nouă, că suntem plătiți, nu? Nu e voie de noi, că nu prea avem sudoare mari noi, stimată doamnă, da? Să noi mai e de ăștia care stau aici. Bine, cam atât, domnul. Să vedeți scris. Consilierului sute de ori. Ei s-au mai atribuit suplimentar de la data cutare următoarele atribuții. Având în vedere cele, propun majorarea coeficientului de la dată. La fel, consilierului debutant se majorează la 1.25 la 1.77. La fel, i-am dat atribuții suplimentare, dar el este abia angajat, nu știu ce atribuții au. Nu are legătură că e angajat, că trebuie să muncească, că muncește când e abia angajat. Nu este în perioada de probă, și în perioada de probă să muncești. Eu o să vă dau, pentru că tot ați depus angajații, sublinez. Deci nu am nimic cu niciun angajat, cu nimeni. N-am deplâns pe nimeni. Eu v-am spus o situație de fapt. Eu am comparat, de exemplu, cu acești coeficienți, cu coeficienții de la Tamaș și Parigi. Două comune învecinate, care chiar erau prezentate și ca și model. N-am aceeași categorie, cel puțin Tamașul. Parigi, mă scuzați. Și Parigi, adică cu 3.000 de locuitori. Deci nu suntem aceeași categorie de comune. E foarte important, domnul. Depinde cât în populație de servim, domnul. E aproape dublu. Deci, noi avem 5.000 la gradul profesional, la fel consilier, gradul profesional superior, noi aveam coeficient 3.15. Se propune majorare la 3.65. Ca să înțeleagă toată lumea, maximul care se poate acorda este de 4. Da? Deci 4 pentru că acesta este coeficientul viceprimarului. Noi dăm coeficientul ăsta la gradația 0, adică la nivel minim de vechime. Deci dacă cineva a venit și s-a angajat de pe astăzi în primăria Hocești, fără nicio vechime, fără nimic, lui îi dăm din start aproape salariul maxim pe care ar putea să-l ia oriunde, în orice administrație publică, de la gradația 0. Deci vreau să vă întreb, unde mai mărim până la gradația 5 în de vechime, dacă noi plecăm de la 3.65 la debutant? Nu se mai poate mări. Există acel articol pe care, din punctul meu de vedere, a fost atacat care e constituțional. Acum nu mai vreau să dezvolt, că o să spună lumea că am și un interes personal. Nu se poate mări peste indemnizația viceprimarului, indiferent de ce, câte sarcini și deci, care este valoarea unui angajat. Fie că ești și ai zero experiență, fie că ești, ai gradația 5 și ai peste 20 de ani de vechime, nu se duce pe tu iei același salariu. Nu. 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 Deci debutantul pleacă de la un anumit coeficient, da? Superiorul pleacă de la alt coeficient. Deci unde dacă dumneavoastră dați de la coeficient, gradația 0 coeficientul ăsta. Păi așa spune legea, că se pleacă singurul care, și de nou o să spuneți că am un interes personal, care se spune că este considerat la gradația maximă, este secretarul. Ați observat în cazul meu, și dacă o să ajungem la discuția asta, anticipez, în cazul meu există o majorare care este de 0,06.
eu nici la 0,90, nici la 3,92 nu încasez salariul de 3,92, că n-am cum, că am acel articol, că mă ține de majorarea mea a fost ca să poată toată lumea să, că n-are cum un funcționar să depășească coeficientul singurului funcționar de conducere, că n-are cum. Domnul secretar. Spunea doamna Bocă să dau niște sume. Deci, la 0,7 creștere procentuală, atât cât are, de exemplu, consilierul juridic principal, înseamnă 1.610 lei la salariul brut în plus, și undeva la 2.000 de lei costul de la bugetul local. La 0,7 din salariul de 2.300? Da. La 2.300, 0,7 înseamnă 1.000 de lei? Nu sunt matematician, păi, dar... Păi, îi mai dăm aproape încă o dată salariul cu un salar. Nu, cum se dă? Cum? Nu, la 0,7. Nu, păi, 0,7. Deci, la un salariu, să spunem, la un salariu de 2000 de lei, 1% înseamnă 20 de lei. Mă greșesc? Greșesc? 0? Dumneavoastră împărțiți coeficientul ăsta cu salariul de față, corect? Nu, cu salariul minim pe economie. În plată. Salariul minim pe economie în plată la nivelul 2019, că n-a crescut. Știți, hai să mai spun ceva. Articolul 33 alineatul. Tocmai asta prevede. Poate n-am fi stat acum la aceste discuții, dacă s-ar fi respectat legea și am fi avut publice pe site la 31 martie și la 30 septembrie, așa cum prevede legea, lista cu salariile din primăria Corcești. Dar nu așa cum au fost puse în trecut pe timpul mandatului celorlalți, pentru că acum de când e doamna Tenea, transparență zero, nu mai publicăm nimic, ci să pune să fie puse detaliat, cu tot. Salar, coeficient, gradație, spor, indemnizație, ce mai e pentru hrană, deci prin lege, lucrurile astea sunt obligatorii să fie publice. Nu așa cum se spune că, domnule, că nu nominalizăm, nu, ești angajat într-o instituție publică, lucrurile trebuie să fie transparente, trebuie să fie la vedere. Și chiar o să vă rog să vă notați lucrul ăsta. Și pentru că și să luați și să... N-am implicare în salarizare, domnul consilier. Deci, eu vă spun sincer, în afară de propriile mele venituri, eu nu calculez eu salarii. Responsabilitățile privind calculul salarii... ...de hotărâre privind implicarea bugetului local la data de 29.10.2021. Domnilor consilieri, am primit în ultima perioadă 50.000 de lei de la guvern atunci când s-au dat din fondul de rezervă și 151.000 de lei de la Consiliul Județean. În total 201.000. Și după cum ați primit plătile, ați văzut unde au fost, se vede clar unde au fost prinși banii. Deci nu trebuie neapărat să pucă, scrie pentru cu iluminatul ce trebuie și tot unde s-a considerat că ar fi nevoie. Cu mențiunea că oriunde au fost prinși banii, sumele, nu neapărat atât o să coste lucrarea, indiferent că ajung iar la puțul fără, dar vă uitați că și aici luăm bani, de exemplu, de la centrala de la școala Sohodor, care s-a făcut. Pentru că a fost prinsă sumă mai mare, dar a zis să ajung, ați văzut. Nu s-a făcut achiziție contrar la ceea ce se lasă impresia că s-a dat. Atât a costat, am dat, restul de bani au rămas. Același lucru cu ferestrele de la grădinița Gorgești. Se vede. Noi am pus la început o sumă de bani, se pare că suma a fost mai mult decât cea care cât a costat acționarea, banii au rămas și vedeți că sunt acolo. Deci așa se face. Noi am zis să nu venim în fața dumneavoastră să punem o sumă, să zic 10.000 la centrală și dacă era 11.000 trebuia să face rectificare. Dar dacă pui 20, rămân și banii apoi îi putem folosi în altă parte, ceea ce se vede inclusiv din această rectificare, că sunt bani care se iau din alte capitole și de la strategie și de la geamuri și de la centrală. Vă mulțumesc, doamna primar, dacă dorește cineva să ia cuvântul la proiectul de hotărâre. Cum e, că aici am văzut cu amendamentul, dacă e aici, tot să trecem în rol de reabilitare, demolare și construire. Deci peste tot unde o să fie. Da, și la deja am amendat. Că... Acolo, dar și aici apare și să se știe că și la acest proiect unde o să apară... Dar să discute rectificarea. Rectificarea, da. Și eu am o problemă de rectificare.
Nu, o să mai dăm și acest la domnul respectiv, facem modificare. Adică da. Peste tot, da. Ca să se înțeleagă, da, că da, poate da, mai apare ceva. Să punem proiectul de hotărâre la vot, o să punem amendament. Domnul Dămoc, ați ridicat tribuna. Urmează domnul Dămoc. Foarte multe, după reușită de la strategie, și o să informez și la cu consiliul local. Aceeași firmă mai primește două documentații de întocmit și avem statutul și servicii de consultanță SCIM, CDPN și SSM. O statut, alte comunități l-au făcut undeva la 4-5.000 de lei, la noi plătim 28.000 de lei. Eu atrag atenția, mai mult de atât nu pot să fac risipă de bani publici. Atât, vă mulțumesc, domnul Dămoc. E vorba de rectificarea bugetului, nu? Da. Acolo, după câte am văzut eu, în rectificare sunt anumite sume dirijate și către asistenții persoanelor cu handicap, da? Nu știu că acum a fost discuția, s-au găsit banii pentru asistenții persoanelor momentan, așteptăm, poate mai primim de la ei. Asta vreau să spun, dacă nu e, da, eu așa am înțeles la un capitol, acolo da, fie ceva. Doamne, banii de salariile asistențelor pentru persoanele cu handicap sunt asigurați din bugetul statului, că așa prevede legea, noi avem obligație să dăm 10% pentru salarii. Noi tot găsim de vreo câteva luni de zile și rectificăm și dăm bani din bugetul local ca să acoperim salariile, pentru că guvernul n-a vrut să dea bani la asta. Eu am înțeles că banii care s-au dat acum de către primul ministru prin de la rezerva, sau cum se cheamă primul ministru, s-au dat la propunerea prefecților, deci ei n-au nicio vină, guvernul n-a nicio vină și mi se pare corect, la propunerea prefecților care, în urma propunerilor făcute de către autoritățile publice locale, au stabilit sumele necesare. Dacă nu vor mai fi bani, să nu mai vină să mai rectificăm noi, ar trebui trimiși la doamna Tudorița Lungu, pentru că ea este prefectul județului Bacău acum, și ea a trimis, când noi avem nevoie numai de 50.000 de lei, nu de banii ăștia la 50.000, că când ajung nici ca să acoperim, nu ce am cheltuit la PNDL cu școala și cu podul. Nu ajung, cred că, nici pentru salarii. Dar nici am pus pentru salariile asistenților personal până acum, noi știți că din iunie păi da. Tot am pus noi, noi n-am mai primit sume. Oamenii ar trebui îndrumați care sunt, care au cunoștință și au asistent personal, să ducă frumos la doamna prefect, doar doamna prefect este reprezentantul județului, reprezentantul guvernului județ, până doamna, ne-ai uitat pe noi, mai fac acum o cerere pentru rectificare, să ne dea și nouă bani, să ne dea salarii. Deci, cred că puține șanse au, dar măcar să ceară, că așa, dacă nu țip, cred că toate treburile sunt bune și eu nu înțeleg. Prefectul nu are timp să vină prin toate comunile, să vadă care sunt nevoile și... Depinde la și partidii prefect. Nu, că ei nu țin cont de partidii, domnule. Sunt oameni principiali, responsabili, să asumați, că dacă o să evident, numai atâta, noi suntem responsabili, noi suntem asumați, noi ne asumăm, suntem singuri. Mai erau două, până nu mai vorăm asumă. Atât, domnul secretar, da? Da. Vă mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Să zic la Arturi, ne plângem că nu avem bani, dar pe de altă parte, tocmai ce am majorat salariile angajate. E, ce da, ca. Asta era tot. Acum că s-a votat, bine, eu aș fi un patriot, dar n-am vrut, că s-a votat, deci nu putem influența, să vă spun. Deci majoritatea funcționa, știți foarte bine, îndeplinesc, nu poate fi cumul de punct, dar cam așa se întâmplă. Vă dau câteva exemple. Domnul explicat Adelic, domnul secretar, am înțeles. Deci astea sunt. Și atunci de ce suntem răutăcioși în continuare dacă s-a explicat? Să spune la amendament să apară demolare și construire, iar lista de investiții, după cum știți acum domnul Consiliu, de câte ori aprobăm cum e cu portul și lista de investiții. Deci au legătură rectificarea cu lista de investiții. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Pune la vot amendamentul. Așa, măcar să... Da, să pune la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Doamna, nu, doamna, nu. Supunem la vot proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi în formă amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu abține.
13 pentru și 2 abțineri, da? Așa, acum venim trecem la suplimentare. Da, trecem dacă la suplimentare. Dacă vreau să citiți, nu? Da, trecem la suplimentare. Asta nu, bine, cred că le-am spus. Da, da, l-am spus. Nu era, era pe 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare a divizului general estimativ pentru obiectivul demolare și construire pot peste părul Răcătău, cum la Hurgești de Subacău. Cine dorește să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre? Dacă nu dorește nimeni, se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Deci, un vot împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare a devizului general estimativ pentru obiectivul înființare sistem integrat de alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de purare, cum la Hurgești de Subacău. Aici o să spun câteva cuvinte în plus, ca să se înțeleagă la acest proiect. Am prins și satul Hurgești și am prins absolut, adică prindem toate gospodăriile. Dacă dau exemplu, iar pe satul Sohodor ar fi putut beneficia doar, cum am zis, cei din partea de sus și prin case sunt, acum pot și cei din partea de jos, cum se intenționează tot proiectul, ca la canalizare să facă cu niște pompe, știți, care să aduce că fiind în jos, nu putea să, atunci nu era prinsă canalizarea și acea situație pentru toate satele, că știți, discuția a fost că nu erau prinse. Și sperăm să, eu îmi permit să sper, nu să fiu convinsă, să primim și finanțare, că de la guvern vine, noi documentele o să le facem în conformitate, pentru că suma, dacă la pod este limitată la 40 de milioane, aici e, nu este, e 2500 de euro de racordare. 4 milioane. La pod, a, la pod, la racordare, asta vreau să zic, 2500 de euro de racordare. Deci suma poate fi aprobată mai mult. Da. Vă mulțumesc, doamna primar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Dămoc? Bun. Mulțumesc. Deci am avut proiect de acte pe fonduri europene, pe care n-am fost doamna primar, de fapt. Ea a fost managerul de proiect. N-am fost capabil să-l facem. Nu l-am învățat prin am renunțat la fonduri europene. Inițial, valoarea proiectului era de 3 sau aproape 14 milioane de lei. Ulterior a fost mărit la 25, aproape 26 de milioane de lei. Ca acest proiect a fost fezabil, a fi fost mult mai ok ca acel proiect să fost dus la îndeplinire așa cum era. Iar acum noi să fie cerut doar pentru extinderea rețeanului. Și probabil că în 2-3 ani am fi avut rețea de apă canalizare funcțională în toată comuna. Așa solicităm acum 97 de milioane de lei. Bineînțeles că, din punctul meu de vedere, e părerea mea, proiectul ăsta e făcut numai ca să scoatem ochii oamenilor, uite, noi am vrut să facem, dar guvernul ăsta nu ne dă bani. Dau, pe exemplu, deci Bacău a cerut pentru toate investițiile de străzi și de apă și de modernizare 100 de milioane, deci cât cerem noi, cum mâna Hurgești. E absurd, și da, dacă funcționăm doar ca să scoatem ochii, să arătăm la lume, uite, domne, ce bun suntem noi, că vrem să facem la toată comuna, oamenii trebuie să știe adevărul. Și adevărul ăsta este că noi, la momentul ăsta, ar trebui să avem gata proiect de apă canalizare. Că ar fi fost mult mai ușor ca ulterior guvernul să-ți aprobe bani pentru a extinde rețeaua deja existentă. Acum, da, poate doamna prima știe mai multe, poate că îi va fi aprobat acest proiect și că, așa cum zice aici, în 3 ani de zile, comuna Hurgești va avea apă și canalizare în toată comuna. Da, deci eu o să mă abțin la acest proiect, nu pentru că nu... Deci, pur și simplu, nu pentru că ar trebui la acest moment. Și să curgă apă la robinet în multe gospodării din comuna Hurgești. Aici pot să răspund doar ca idee cu extinderea, că am putut merge cu proiectul de aici acum să primim finanțarea pentru extindere. Consider, sau ați lăsat impresia, domnul Dămoc, că vă mereu citiți, vă documentați și atunci cred că nu v-a scăpat că prin Angel Salini nu se aprobă extindere. Deci, pentru că a fost sau o scăpare sau răutăcintele de obicei le-a dat drumul și acum. Deci nu se putea prin fire. Iar ca valoare,
faceți comparație cu Bacău. Bun, ei fac doar reparații de 100 de mii de lei. Ăsta e proiectul. De ce nu s-ar putea aproba dacă guvernul ar fi de bună credință și chiar dacă se cere de la Uniunea Europeană și tot se cere să fie apă canal, de ce nu s-ar aproba? Da? Atunci aveți de la justificări, de ce n-ați zis așa fost proiectul? Păi dumneavoastră? Sau unde ați reclamat? Multora. Știu că ați reclamat, ați reclamat și cu ajutoare și cu toate, deci faceți... Ați avut cuvântul, domnule. Doar acum. Domnul Mitică urmează. Domnule Vechea, poveste apă și canalizare. Ceea ce visează fiecare unitate administrativ teritorială din țară, care nu le are. Îmi pare rău și regret. Îmi cer scuze consilierilor care erau în funcție în 2019, când s-a majorat valoarea proiectului de la 14 la 25 de milioane sau de la 12, în sfârșit s-au majorat cu aproape 3 milioane de euro aproape, la valoarea euro de atunci, că am insistat prin fonduri europene, prin AFIR, că am insistat și nu am ascultat și n-am luat în seamă propunerea domnului consilier Dămoc aici de față, care a spus, fraților, dacă votăm proiectul ăsta de hotărâri, adică cu, să mergem cu el în continuare cu valoarea asta, intrăm în faliment. Dacă insistam și eu și ce poate lămuream și respingeam atunci proiectul de hotărâre de creșterea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi, dacă nu mai dorește nimeni, să punem la vot cine este pentru. Împotrivă? Abține. Domnul Dămoc, abține, da? Restul avem 14 voturi pentru. Trece la proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Viz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniul public Poate Horgești, județul Bacău. Acum, domnul președinte, știți, amândouă proiectele sunt la fel, votat separat, e vorba de extindere rețelei. Da, aici este vorba de plantarea transformatoare. Transformatoare este rece. Aici este vorba de străzile din, din satul Zohodor, de zona, de strada Apusului, Tasrului, Teiului și de strada Nouă. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la proiectul de ordine, dacă nu dorește nimeni, să pune la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Deci avem 15 voturi pentru, da? Următorul proiect este tot la fel, numai că se modifică de zona, deci e strada George Coșbuc, la, la Răcătău, Bazga. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu dorește nimeni, să pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ce pentru, da? Vă mulțumesc, domnilor consilier. Trecem la punctul... Ultimul punct de pe ordinea de zi, întrebări și interpelări. Vă rog frumos să vă înscrieți la cuvânt. Cine dorește? Domnul Venea, da? Domnul Costică, da? Cine mai dorește? Domnul Zămu? Mai dorește cineva să scrie? Lăsăm lista deschisă. Domnul Venea, aveți cuvânt. Domnilor consilier, vă aduc aminte că în mandatul domnului Bogdan s-a luat în discuție atunci și cumpărarea unui teren pentru cimitir în satul Sohodur. Era nevoie. Eu am dus să discut treaba asta în ședință, chiar am discutat cu doamna primar, dar am zis că s-o las așa, că poate trece, trece, dar văd că treaba tot se accentuează și nu trece. Da. Problema atunci, dacă mi-aduc bine aminte, a venit domnul Bogdan la noi, nu știu dacă cumva era domnul Mitică sau domnul Budeu, unul din ei doi. Au venit și chiar ne-au întrebat, în poartă exact la mine, că eram cu pastorul bisericii noastre, eram la mine la o cafea și ne-au scos afară în drum și ne-au întrebat dacă suntem de acord să cumpărăm cimitir și dacă vor să ne dea separat sau la un loc, suntem în sat acolo. Noi am zis că se ne dea la un loc, suntem trăitori în sat și ar fi bine așa, să ne înțelegem. Da, e universal. Da. Problema, acum a intervenit ceva timp, văd că se pun niște criterii, că precum noi nu aparținem cu lucrări, cu bani, cu una cu alta. Bine ar fi dacă ar fi numai criteriile astea, dar eu din câte mi-aduc aminte,
s-au îngropat acolo din vladnă, care n-au contribuit cu nimic, nici cu un ban, nici cu o muncă, cu nimic. S-au îngropat din rătăciuni, care au fost persoane plecate de 30 de ani în sat și n-au avut nicio contribuție, nimic. Am vrea acum, ca să nu se mai ieși iarăși probleme așa, la Bazga, la Viața, m-a zis acolo, noi am cumpărat din banii noștri, am cumpărat din banii bisericii, cimitirea acolo, și din banii bisericii, dar nu am făcut nicio intervenție, nimic. Care vor poate să îngroape acolo. Acum, dacă tot s-a cumpărat cimitirul ăsta din banii primării, așa am înțeles, nu? E cumpărat din banii primării. Am vrea ca să nu mai existe nicio divergență, nicio discuție, ceva, dacă se poate, să ne dați și nouă acolo separat. Chiar am discutat în biserică, mai multe ori, să ne dați separat acolo, în 10 metri, cât se poate, o șubiță acolo, noi punem niște pomi să avem separat și fiecare poate să-și facă gard de aur, care vrea, care poate, care are posibilități, și ca să nu mai avem atâtea discuții și certuri în jur. Stimate doamne, dacă dați mie voi, eu o să termine. E foarte adevărat că primăria de la Orcești mi-a cumpărat o bucată de teren de 37 de ani de cimitir. La Suhodor, de la fratele meu. Acum noi cetățenii penicostali, cărora ne-a fost dat în îngrijire terenul ăsta, că cimitirul ăsta e comunal. O bucată am făcut curățenie, am tăiat spini, am făcut gard, am pus pomi. Bancă, am adunat bani de la penoriaș și am făcut șopron acolo, că dacă ne prinde o ploaie să avem un istat acolo. Ne-am gospodărit, am făcut și un veceu. Anul ăsta am băgat poate 100 și ceva de milioane. Și am făcut un gard la față bun. Și am rugat și noi penoriașii baptiști ca să contribui și ei. Nu vine nimeni odată, i-am rugat din nenumărate ori, să vină și ei la muncă. Nu vine nimeni odată să pună o lopată de țăr. Nu vine nimeni odată, vrea să îngroape tot pe lângă, tot pe lângă Jandramaua. Nu le, nu-i primește nici ortodoxe, că doar tot ce mi-e comunal. Nu-i primește nimeni. Niște golani care nu sunt stare să pună și o lopată, să pună și așa niște oameni doresc. Stam, nisam că mare vrea să fie îngropat. Eu am atâția ani de când le îngrijesc mormintele. Nu vin nici măcar să smulgă iarba într-un măs, a luptat, a luat emoriașului de acolo. Și uite, sunt doi consilieri aici, Săvoiu și cu Lilă, să confirmi ei. Dacă e adevărat, m-am dus pe la tot. Nici unul din ei nu vor nici să pună un ban. Noi am pus 300 de milioane până acum acolo. Noi nu reașim penticostat. Și nu că nu le dăm voie, domnule, să groape acolo. Dar cum se poate așa ceva, niște oameni, într-o comun, niște oameni gospodari, să nu vină și ei să muncească și ei, măcar o oră, domnule, să care o găleată de apă acolo, o lopată de cine? A fost, domnule, a fost de altă măgurie, nu a fost. Nici unul dintre ei n-a fost, domnule, că eu am contribuit la toate muncile de acolo, cum am făcut echipii cu oamenii de penticostari, 3 au fost azi, 5 au fost mâine, și m-am dus și am rugat și ei, pe ei, că și ei îngroapă acolo. Și nu vreau să vină niciodată, domnule, niciodată. Bun, acum pot să vă spun, dacă știți, situația asta seamănă exact cu cea când a fost între Biserica Ortodoxă, Părintele Ortodox și dumneavoastră. Când Părintele spunea că cei ortodoxi și cei vigeri mormite, asta știm toți, da. Au fost discuții. Eu zic să, cum nu ne-am, atunci nu ne-am oprit la discuțiile astea, nici acum nu trebuie să prea accepte discuțiile astea. Eu nu spune adevărul, eu la cimitirul ortodox, eu am nu stau acum, deci ăla nu spune adevărul, aici se spune, nu, dar nu vreau, trebuie să există înțelegere, în primul rând dumneavoastră, ca pastor, ca trebuie să știți că e diacon, ce sunteți înțelegere. Ce ar trebui să-i fac, stimate, doamne? Nu. Cred că ideea este foarte bună ca o suprafață delimitat și cum și o îngrijesc acolo și dacă așa, o, așa o să aibă. Dacă o să aibă în bălării, nu o să mai trebuiască dumneavoastră să mă duceți. Da, așa o să facem. O să vină de la urbanism, la registrul administrativ asta și o să delimităm. O să vă anunțăm dinainte, adică săptămâna viitoare, ca să nu târzie, că se mai strică și vremea, în curs săptămânii viitoare o să fiți contactați atât dumneavoastră cât și dumneavoastră și o să mergem cu echipă de la primărie și delimităm și ca să nu mai fie probleme apoi care și cum își face ordine. Da, de ce nu le dați, doamne, la cimitirul ortodox? E tot comunal. Știți foarte bine că se vorbite să mă... Mai este un loc, nu v-a dat o parte statului. Haideți, domnului, mai este ceva acolo. Dar ești ca pe lumea, la altă, nu mai știi că nu mai ești nimic acolo. Da, haideți lăsați.
Nu, tot comunal și ăla, așa puteți să ne dați. Domnule, dacă se pare că vin, nu încăpem aici, nici morți, nu încăpem undeva la un cimitir. Noi am vrut să continuăm și noi cu sumul. Hai, gata, cel mai bine este să se delimiteze și gata. Dar nu putem acum nici a pretenții că am luat cât dumnealor bani. Eu zic că așa. Mai ales că religia nici nu permite să fie prea multe. O paranteză. Spunea Nea Costică atunci și chiar m-am auzat de chestia asta, spunea că ce doresc, bag morții. Ei, dacă nu s-au bătut ortodoxii cu penicostare atunci, probabil nu o să bată nici baptiștii cu ortodoxii. S-au mai bătut, morții? Nu, morții, doresc, morții. Morții, spunea că se bată morții. Probabil nu o să bat nici acolo, o să fie, o să vă înțeleg. Eu am fost cu o să mai merg din cauza da. Asta. Domnul Berea, dacă mai aveți ceva de completat. Domnul Mitic, aveți cuvântul. Domnule, eu aveam o altă problemă, dar totuși sunt obligat să fac apel la memorie a domnului Boboc și a celor care sunt mai în vârstă de aici, de amintirile neplăcute care existau în 1984-5-6 privind îngroparea morților de alt rit decât cel ortodox. Eu cred că toată problema asta stă în... de rezolvat stă în mâna domnului Boboc, care eu știu un om echilibrat. Cum s-a cumpărat cimitirul, cum nu s-a cumpărat, ce posibilități au fost, eu le știu foarte bine, n-are rost să le amintesc. Dacă acum mai apar și între cultele neoprotestante probleme din astea, am înțeles între cultul ortodox creștin, ortodox sau creștin catolic și cultele neoprotestante, bine, mai apar și între oameni. Poate s-au rezolvat acolo, cultii neoprotestante își văd de treaba lor, de bisericile lor. Dacă mai apar și probleme la îngroparea morților, înseamnă că este o problemă mare. Nu sunt probleme la îngroparea morților, domnul secretar. Probleme sunt la întreținere acolo. A, dar am spus că asta depinde de dumneavoastră. Nu cred că e trebuie. O să vină primăria, probabil, dacă o hotărâți, nu mă întreba mea. Eu am altă problemă, doamna primar. Cred că știți. Că medicul de familie de la Horgești, vă două luni de zile, dacă nu cumva și mai mult. Până pe 1, dar e posibil și mai mult. Dom'le, sunt 2 luni, 3 luni. Pentru că operație pe care o are de cât am înțeles și de făcut, nu e chiar atât de simplu, în sfârșit. Dom'le, nu se poate o comună atât de mare să rămână fără niciun medic care să vină măcar o dată pe săptămână la Horgești, o dată pe săptămână la Răcătău. Nu este posibil lucrul ăsta. Eu nu știu ce posibilitate ar fi. Părerea mea este că dacă cabinetul de la Horgești este dat prin concesiune doamnei doctor, probabil că nu primește pe alt medic să intre acolo, să facă nu știu ce. Dar avem cabinetul de la Răcătău care este a comunii. Și ăsta e a comunii, dar numai că e dat în concesiune. Și domnul luați legătura cu direcția sanitară ca să trimite, pentru că situația este dificilă. Privind mare pandemia asta, acum ai nevoie de un doctor care să prescrie imediat un tratament, sau mai știu eu ce. Au fost cazuri în comună de oameni infectați care s-au tratat la recomandarea medicului de familie și sunt bine mersi. Acum medicul de familie are o imposibilitate. Cred că ar trebui să luați legătura cu direcția sanitară. Și a fost discuții de lipsă de medici de familie și cum scrie de medici în general. Este. Și ca să vină, cum ați spus, nu aici la Răcătău, totuși trebuie fișe medicale, trebuie avne pacienții. Fișele medicale la Răcătău le sunt la Răcătău. Trebuie mai preluată și un protocol. Direcție, am înțeles că Regina Maria mai au doctor de familie care îi trimit prin comune așa. Da, dar asta ar însemna că tot ar trebui acordul doamnei doctor ca să aibă acces la persoane pacienți. Doamna... În clădire, da, că zici că e clădirea noastră, puteai că aveai contract. Da. Nu, să aibă acces la persoane. Nu are ceva făcut un acord cu doamna doctoriță de la Buhoci. Da, de la Buhoci, da, este acord. Păi, doamna doctoriță de la Buhoci... Nu, dacă s-o îmbolnăvesc, dar Dumnezeu sănătate. Dar doamna doctoriță de la, sau doctor de la Horgești, doamnă ce-o fi, o scris pe ușa acolo, cine are nevoie să duce la Buhoci. Doamne, nu este posibil lucrul ăsta. Da, nu este posibil treaba asta. Iar dacă vine un doctor la Răcătău o dată sau de două ori pe săptămână și se îmbolnăvește și unul de la Horgeți, îi dă fișa de aici asistenta, duce de la Răcătău. Da, dar consulte. Nu trebuie acordul doamnei doctor ca să se dea fișa. Nu trebuie nici un acord. Cum adică doamna doctor are drept de asupra vieții mele? Păi pacienții nu s-a ei? Nu se poate. Nu
numai preotul ortodox nu dă voie să îmbrăcă în cimitir, dacă nu e el. Relația pacient-doctor este confidențială, domnul. Nu, confidențială, neconfidențială. Nu ai acces. Fiecare pacient poate depune dosarul așa s-a putea, pacientul se ducă la doctor, el să-și ia dosarul. Păi unde se duce omul bătrân, se duce la răcătău, se duce. Da. Eu nu știu dacă este corect sau nu, dumneavoastră trebuie să studiați posibilitatea. Este medic de familie, doctorița Trofin, care e la Bacău. Da. Doamne, luați legătura cu direcția sanitară, să-i spunem să vină o dată pe săptămână sau nu știu dacă vine. Acolo are cabinet, are toate condițiile, are și casă. Cei care sunt deja în comune și au comună și așa, nu o să accepte nimeni, că nu poate să-i impună direcția de sănătate, să ducă el la răcătorul de două, care are pacienții lui la casă să se acorde. Nu. Dacă vrea, domnule, eu nu pot să-l oblig. Nu pot să-l oblig, dar nu se poate. Eu a găsit-o doamna și a acceptat, doamna de la Buhoci. Da, așa am zis. Să meargă doamna mea asistentă, am înțeles că strânge cardul și se duce. Ia și ce face, doamna? Acolo. Păi stai, domnule, de știi ce rețetă trebuie să-mi dea dacă îi trimit cardul. Cine are rețeta de bază? E în bază. Rețeta de bază, lăsăm la o parte. Este vorba de urgență, domnule, că așa rețetele de bază. Este vorba de urgență. Urgență, mergeți la consultația acolo. Îi țin raportul mai găsit. Eu vă înțeleg foarte bine. Toți înțelegem. Da. Păi înțelegeți? Asta e... Exact cum spune doamna primară, este soluția de medici de familie. Problema e deficitul de medici. Și de medici în general. Doar așa la Regina Maria mai aveau la dispoziție și doctori angajați care puteau să facă medicină de familie, mergeau în comune acolo unde nu este doctor de familie. Bun, cu Regina Maria. Zile. Puteți lua legătura să întrebați. Cu Regina Maria. Și asta, de exemplu, eu am vorbit acum și am rămas să luăm legătura exact pe poate, dacă sunt de acord să mai vină după o dată caravană pentru vaccinare, că sunt și asta e altă treabă. Și pe asta, tot încercăm. Problema e că s-a pus că atunci au venit, că nu erau persoane care doreau să vaccineze, acum sunt cozi și nu-și mai permit să trimită personal pe teren. Cum spune și domnul secretar, dacă ar fi o perioadă scurtă, dar nu știm... Da, mai mult decât atâta, cabinetul de la Răcătău este desființat. Deci lista de pacienți de la Răcătău, care au fost preluată de doamna doctor, au fost preluate pentru că nu era medic acolo. Da, da. Dar cabinetul acolo funcționează, este cu numărul de pacienți. Domnule, este cel mai bine insistat acum să vină un doctor la Răcătău. Pe liber. Este contract încheiat, domnul secretar. Ce contract? Este contract, da. Păi e contract, dar dacă vine domnul... Exact cum este cu orgești, așa e și cu Răcătău. Asta e... Eu cred că poate funcționa doar în regim de urgență. Da, adică să fie o soluție de avare, găsită în preșoare. Poate dacă să vă liniștesc, că am înțeles cu doamna bine și s-ar putea să întoarcă în cel mai scurt timp. După operație. Dar o făcut doamna? Da, imediat, a doua, treia zi ori. Da, doamne. Da, doamne, că... n-am avut atâtea discuții, că deși e ieftin cabinetul, deși ne concesionăm așa ieftin, deși facem, dă-ne și degeaba să-i dăm, exact. Să ținem doctorul în comună, să ținem farmacie, să ținem pentru că este nevoie. Vă mulțumesc, domnul Mitică, domnul Dămoc urmează. La subiectul ăsta vreau să spun că, la Răcătău, problema nu e de ieri de azi, timp de un an jumate, doi ani, da. Sunt de când nu e medic la Răcătău. Adică dacă se dorea să găsească o soluție, ar trebui să facă ceva de mers până la acest moment. Acum, adică dacă spuneți că deja este un nou contract și că doamna doctor a preluat toți pacienții din comună, bănuiesc că s-a mers pe ideea asta de a rămâne un singur medic în comună, ce iată că acum are consecințe. Practic rămâi fără medic pe perioadă nedeterminată, oarecum. Cred că, inclusiv cu doamna doctor, ar trebui discutat, poate ea are ea cunoștință în așa, să-i asigură un locuitor pe perioada concediului medical. Bănuiesc o soluție ar trebui să găsească, pentru că, mai ales în situații de pandemie, o să ajungă bine. Cum am avut cazul de persoane care au decedat în casă, cred că nu e în regulă să simtă oameni. Atât, voi aș fi vrut să-l rog pe domnul secretar să dacă e să facă informare asupra câte consiliul local, cât referitor la notificarea prealabilă pe care eu am depus-o la secretariat privind modul în care a fost aprobată strategia de dezvoltare și să întreb dacă a fost luat vreun demers în urma decizării mele. Se are data poate pusă săptămâna trecută, dacă nu mă înșel. Dar fiind faptul că la acel moment eram ocupat cu lucrări de ședințe care știți că, și nu numai că realizați că așa,
Nu am avut un lucru, dar sunt în termen, spun eu, de asupra notificării dumneavoastră și urmează să o analizez. Cred că înțelegeți omenește faptul că atunci când am pe ordinea de zi o serie de proiecte care trebuie să le analizez, așa cum ați văzut, când n-au fost puține, la care se mai adaugă și alte sarcini care la fel, tot ce înseamnă de resurse umane, tot ce înseamnă de stare civilă. Nu pot să spun, nu pot să spun omului nu vorbesc cu tine. Asta este adevărul. Sincer, n-am apucat să analizez o informare a dumneavoastră ca să pot să vă dau un răspuns pertinent, nu un răspuns grav. Vreau să subliniez că faptul ce eu am atras atenția la ședința trecută, că sunt ședința de comisie, s-a confirmat. Am identificat peste 80 de pagini, celelalte sunt și din alte părți. În legătură cu strada Părâul Recea, am mai adus la cunoștință și mai adus bătură. Cu pod, șanțul de acolo. Neapărat trebuie făcut, pentru că e foarte circulat drumul ăla. Și doar nu-i mare investiția acolo, doar trebuie refăcut, doar trebuie foarte șanțul și foarte ușor de făcut. Și ar mai fi un aspect care aș vrea să-l mai aduc. Problema este, tot s-a vorbit despre terenul de sport, tot se discută. La noi, în Soudor, chiar nu există niciun teren de sport. Există doar la Tasănu. Ăla e un teren care e în afara satului și nu se joacă nimeni, absolut nimeni. Problema e că o să înceapă școala, că nu o să înceapă școala, domn director s-a plâns și mulți alți oameni, vrem și noi un teren de sport. Și ar fi bine, nu știu, să discutăm ce au terenul în spate acolo. Să vedem cât costă terenul ăla, că e cea mai bună și deci cea mai bine. Deci avem și acest lucru în vedere pentru anul viitor, pentru achiziționarea unei suprafețe de teren. Noi ne-am gândit și în lateral, dacă ne putem înțelege. Dar lateral, acum am aflat că v-ați zis că ați văzut că s-au pus borțari, că de fapt terenul este a moștenitorului Rofel Mihai, e luat prin convenție de Țurcan Gheorghe, deci chiar dacă am vrea să-l achiziționăm acum de la el, nu putem, că nici el nu are acte, că ar trebui să meargă și el cu perfectarea convenției în instanță, să fie el proprietar și apoi să-l achiziționăm. Spate documentație. Da, deci asta este. În spate, schimb să vedeți și sper să existe înțelegere că din partea noastră noi avem dorința de a achiziționa. Da, totuși ar trebui să ne interesăm, să vedem cât ce e pe el. Am zis pentru terenul de pe Tasia, acel teren cumpărat, o să facem procedura de acum la anul, să împărțim pe bucăți și să scoatem la vânzare, măcar să scoatem o parte din bani, să-i dăm să-și facă locuințe, ca să investim în partea asta altă când achiziționăm un nou teren. Pierdeau să fie mai mari, dar asta e, trebuie, da? Altfel n-avem ce, cu terenul ăla n-avem ce face acolo și să dăm să-și facă și locuințe. Da, îl parcelăm. Îl dai când cimitir la părtiști. Atât, domnul Lilă. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Întrebări? Vreau să vă și în așa declara în ședințe închise, v-aș dori să propuneți un nou președinte pentru ședința următoare, deoarece mandatul meu a încheiat. Au trecut 3 luni. O propunere ar din partea mea ar fi domnul Boboc din vechea gardă. Da, bine. Dacă mai sunt 7 propuneri. Domnul Boboc care o propune? Domnul Ciuplit îl ar pune. N-a fost. Mulți nu au fost, dar e vechea gardă, spune. La experiența pe care o aveți. Mai sunt propuneri? Dacă nu mai sunt, să punem la vot propunerea mea cu domnul Boboc. Cine este pentru domnul Boboc? Eu am numărat 12 voturi. 13, acum 14. Nu mai spunem împotrivă și dar asta cum o să... Este cineva împotrivă? Trebuie să spun că domnul Boboc nu a votat, că am numai 14. E conflict de interese. E conflict de interese, de ce nu a votat? Deci... Mai supun pentru domnul Boboc. Bun, hai să vedem că domnul consilier a spus. Cine este pentru domnul Boboc? Eu am voie să votez? Bineînțeles. Bineînțeles. Și acum... Acum am numărat 12. Haideți să vedem împotrivă și abținem. Până la urmă, ca să vedem. Cum mai? Abținem? Acum supun domnul Munteanu noi și o să rezolvăm treaba. Pentru domnul Munteanu. Deci abținem și domnul Dămoc și domnul Munteanu, da? Da. Și cum ne votăm pentru celălalt? Da. Cine este pentru domnul Munteanu?
Ce mai spune numai? Da. Domnul Munteanu, toate șansele datorită mea să facem o alianță cu Serio. Pățica guvernul. Deci, domnul Boboache este următorul președinte. Pățica guvernul Cioloș. Vă mulțumesc, domnilor consilieri.